Dana Budeanu, bună seara, Dana, să rămână Hristos a înviat. Bună seara, adevărat a înviat. Breaking news. Discurs incredibil al arhiepiscopului Buzăului. Pentru prima dată, o altă față înaltă bisericească, după Înalpreasfinția sa Teodosie, se ridică și le vorbește credincioșilor despre noua ordine mondială și despre cum vor neomarxiștii să distrugă tot ce mai este, mă scuzați, autentic în această țară. În ciuda tuturor încercărilor de a îndepărta oamenii de credință, poporul român a dat o palmă usturătoare ideologiilor neomarxiste în noaptea Sfântă a Învierii. Haideți să vedem. Doi măritori creștini, întorcându-ne acum la realitatea cotidiană, în plan național și internațional, constatăm cu amărăciune în suflet că războiul fratricid din Ucraina este încă departe de a se încheia, continuând să răspândească incertitudine și frică pe tot globul, iar asupra noastră a românilor aflați în imediata vecinătatea conflictului militar, planează tot mai multe amenințări care generează o evidentă instabilitate regională cu puternic impact negativ la nivel politic, social, economic și chiar spiritual. Cred că este clar pentru toată lumea că în spatele acestui război se ascund setea de putere și lăcomia de avere a celor ce dețin puterea politică, economică și financiară a lumii, care nu se sfiesc să se considere stăpânitorii pământului și factorii decidenți ai schimbărilor de tot felul. Dana Budeanu, arhiepiscopul Buzăului, repet, este al doilea înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, după Înalpreasfinția sa Teodosie, care nu se ferește să rostească niște adevăruri extrem, extrem de usturătoare. La asta, dacă adăugăm și faptul că pentru al treilea sau al patrulea an consecutiv, nici nu mai știu, de când a început pandemia, poporul a ieșit masiv în stradă la... și n-a ieșit în stradă să bată cu jandarmii, ci să celebreze învierea Mântuitorului. Se creionează, nu știu, un tablou al rezistenței sau ne facem pur și simplu iluzii de pomană? Iluzii înspre? Înspre, nu știu, de bine. Nu cred că sunt iluzii. Însă, cred că manifestarea naturală a acestui popor este înregistrată astăzi hiperbolic, pentru că nouă biserica ne-a întors spatele în pandemie. Pe noi, românii, biserica ne-a abandonat definitiv în pandemie. Nu este cazul să amintesc, pentru că cel mai dramatic episod s-a întâmplat în studioul tău. O, da. În legătură cu abandonul definitiv al bisericii. Biserica Ortodoxă Română a abandonat definitiv românii în timpul mascaradei. Punct. Anumite, mă rog, obiceiuri firești ale acestei nații de credincioși s-au reluat după acel episod dramatic din studioul tău. Până atunci, noi nu am avut absolut nicio biserică deschisă, în afară de cele din Constanța. Da. Este foarte important de spus asta. Un popor care a așteptat lumina de la miliție, să nu uităm nici asta, că nu știu, se uită, nu vreau să uităm și o să mă ocup să aduc aminte în fiecare zi, în fiecare zi a campaniei electorale care va urma, eu voi aduce aminte prin ce a trecut acest popor sub puterea de dreapta. În fiecare zi voi aduce aminte. Am totul salvat pe date, pe zile. Nu există. Ceea ce vedem astăzi este doar o realitate a acestei țări. Gândiți-vă că noi am trecut prin 10 de ani de comunism. Nu ne-a luat nimeni credința. Nu ne-a închis nimeni bisericile, nici măcar atunci.
se mai demolau din ele unele altele ca să facă, mă rog, cartierele bine cunoscute de blocuri. Însă românul a mers la biserică. În timpul războiului, în timpul comunismului, în timpul molimelor, oricând. Asta e România. Nu e ceva pozitiv, surprinzător. Este realitate. Nimeni, niciodată, niciodată, orice s-ar întâmpla pe teritoriul acestei țări, nu va reuși să schimbe credința acestui popor. Niciodată. Să o diminueze, să o afecteze. Niciodată. Dimpotrivă. Tot ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani a adus înapoi în biserici tinerii. Nu știu dacă invitații tăi sau cei care se uită acum la emisiune au realizat, asta dacă merg la biserică, firește, că în curțile bisericilor și în biserici a crescut enorm numărul tinerilor. Dar enorm, adică este vizibil fizic, la propriu. Asta a făcut, acum o să zicem, băi, a fost o strategie a bisericii. Nu, n-a fost o strategie, a fost o mișelie. Asta s-a întâmplat, asta este reversul a ceea ce noi am trăit în ultimii 3 ani. Tinerii umplu bisericile. Uite, este real. Dacă vrei, îți pot da exemplu meu personal, pentru că am fost undeva în provincie de Paște, la o mănăstire, nici măcar dintre cele, hai să spunem, faimoase, instagramabile, cum le zice acum, și, într-adevăr, am fost surprins de numărul extrem, extrem de mare al tinerilor care așteptau să ia lumină. Eu merg și în... Că nu s-au întins ei până dimineață, până la ora 5, când se termină slujba. Da, nu, dar nu e... La biserică nu e program. Nu e program, dar... Eu merg și în cursul săptămânii, adică, mă rog, în cursul anului, când nu sunt sărbători mari, slujbe mari, date importante. E plin de tineri. Plin de tineri. Ceea ce nu e absolut deloc rău. E cumva, știți cum e, scade încrederea, că scade și este adevărat, dar scade încrederea în autoritățile care ne conduc și asta este măsurat deja și crește încrederea în biserică. Este un efect al politicilor ultimilor ani. Este natural acest efect. Asta s-a întâmplat. Pentru că autoritățile ne-au abandonat și atunci oamenii s-au întors la credință. De ce? Pentru că toți oamenii au nevoie de un reper. De un reper de stabilitate, de echilibru, de liniște. În general, unii l-au în familie, unii nu l-au. Dar toată lumea l-are în biserică. Este un efect imposibil de calculat, imposibil de controlat. Dovadă. Că nu trimite nimeni lumea la biserică, că n-are cum. Da, ce vreau să te întreb, că eu am ascultat cu extrem de mare atenție, chiar pe repeat, la un moment dat, discursul arhiepiscopului Buzăului și Râmnicului, cred că așa e titulatura, dacă nu mă înșel. Este un discurs extrem, extrem de apăsat și un discurs care, cum să spun, izbește într-o perioadă în care, după cum spui și tu, capii Bisericii Ortodoxe Române par să se fi predat ideologiei rezist, pleznește din răsputeri tot ce înseamnă mișcarea asta care e orice altceva mai puțin politică cinstită, nu? Nu ți se pare că e totuși de bine, de rău, e un semn, nu mai e Teodosie singur. Bun, îl înjură lumea pe Teodosie, în fine. Trecem deja peste toate episoadele astea de cancan, pentru că Teodosie, de bine, de rău, a fost singurul care, vorba ta, a rămas consecvent în toată această perioadă. De și ne-a chemat pe toți la înviere. Da. Atenție. Pe vremea când miliția ne ținea la poartă. Și când miliția și când statul a închis bisericile împreună cu Bor... Eu știu, eu cunosc oameni care au fost la Constanța. Da. Au plecat din alte orașe și au mers la Constanța. Absolut. Da, imaginele pe care le vedem acum sunt chiar de la Constanța, unde e puhoi de lume, orice s-ar spune. Uitați-vă puțin.
Da, e absolut impresionant. Uite, mai este, na, până la urmă, da, și arhiepiscopul Buzăului, de, la fel ca și Teodosie, membru al sinodului Bor, da? Măcar sunt două voci, nu știu, poate o mai exista peste trei luni și a treia. Habar n-am. E vreo speranță? Știu, sau să ne predăm cu totul și cu toții? În fața demenției este a reziștilor. Nu, dar există, și nu am nimic cu absolut nimeni, cu toate că am spus și am repetat-o și astăzi, că Biserica Ortodoxă Română a abandonat românii. Nu, nu am nimic cu nimeni, chiar dacă am afirmat asta. Însă cred că există o scindare, asta e observația mea, nu știu, în Bor. Există acest curent ușor progresist, că trebuie să fim și puțin modern. Nu știu de ce trebuie să fie biserica modernă, de ce trebuie să se modernizeze, că așa e bine, că trebuie să alinieze noilor societăți sau noilor politici, sau habar n-am, o tâmpenie fără de margini. Și există această aripă care încă încearcă să lupte. Atenție! Eu sunt o idealistă. Dar este foarte greu. Pentru că Biserica Ortodoxă are un lider, iar în momentele cele mai grele, liderul a ales ceea ce a hotărât politicul. Este cam așa de greu. Greu. Te rog să rămâi alături de noi, Diana, Breaking News. Briciul PNRR în laba unei maimuțe, așa se numește un editorial zguduitor din Cotidianul, scris de reputatul jurnalist și om politic Octavian Știreanu. Cum a fost vândută România prin PNRR, aflăm de la colega noastră, Cristina Șinca. Bună seara, Cristina!